soarele și cărnuce stelele. La urmele conterii, când și timpul pe sfârșit, nu mai sta nepăsător. Se încep să gândesc și înțelepții se grăbesc pe Dumnezeu prea mărânt. Cine oare, pune totul în mișcare, că vântul și ploile, marea și izvoarele, și conduce stelele. Cine oare, pune totul în mișcare, că vântul și ploile, marea și izvoarele, și conduce stelele. Să spunem cu toții din toată inima ca binecuvântat să fie Domnul vieții. Amin. Pentru că ne-a mai dat viață și sănătate bună în timpul acesta. Slăvit să fie bunul Dumnezeul nostru, care se plânge îndurare și milos de noi. Este drept cuvântul care spune Psalmistul că Domnul este îndurător și milostiv, de lungă iubitor și bogat în bunătate. Slăvit să fie numele Lui. Pentru că El a fost bogat în bunătate. Slăviți să fie bun Dumnezeul nostru. De aceea vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu dimineața aceasta pentru harul lui minunat, pentru dragostea lui și pentru Dumnezeu. Vrem să-i mulțumim pentru că ne-a mai dat putere și sănătate că suntem în locul acesta. Slăviți să-i fie numele. Vrem să-i mulțumim pentru că merg cu picioarele mele cu Dumnezeu în aceasta. De aceea vă îndemn, dar pentru dragul Dumnezeu sau ce trupurile voastre să nu-i numit Dumnezeu. Ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Dumnezeu. Aceasta va fi în partea voastră o slujbă domnicească. De aceea îl chemăm pe Domnul ajutor care să rămână cu noi. El să ne asculte rugăciunea cererea noastră în dimineața aceasta. Și rugăm să rămână cu noi și El să ne binecuvânteze. Pentru că avem nevoie de binecuvântarea Lui, de iertarea Lui în dimineața aceasta. Și de harul Lui slăbit să fie rămână pe aici. Chemăm în numele Domnului prin fratele Dumitru. Amin. Am cântat o cântare, prima cântare, dar ne-au bine aminte. De aceea te laud, Domnul meu, pentru că ești bun, ești mare, îndurător, milostiv, slăbit să fie bun Dumnezeul nostru. Așa am cântat. Dumnezeu să aibă milă de noi. De aceea să-L laudăm, pentru că am tot cu gura noastră. De aceea te laud, Domnul meu. Glorie Lui! Hai să-L laudăm pe Domnul nostru, pentru că El să-L spun mult bine în aceasta. Eu mult bine făcut să fiu în așa fărie, pentru că merg cu picioarele mele, este binecuvântat viața de Dumnezeu. Pentru că sunt sănătos și pot să văd cu ochii mei și să vorbesc cu gura mea, este binecuvântat viața de Dumnezeu. Slăbit să fie numele pește veci. De aceea Dumnezeu să îndura de noi și nu făcut după păcatele noastre, ci după îndurarea și sănătate de Dumnezeu, slăbit să fie numele pește. De aceea hai să-L rugăm pe cine are Dumnezeu. Osana! Domnului că nu mai vorbit. Cred că nu este de ajuns ce a vorbit Dumnezeu. Nu mai vreau să punem în practică. Dumnezeu să aibă bine cu noi și bine cu noi. Să putem binecuvânta numele așa cum spune Psalmistul. În orice vreme. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui, cu viitorul rău în vreme. Doamne, ajută-i în aceasta. Dau știre, Psalmul 50, cu versetul 14 și 15, după care mergem înaintea Domnului pe genunchi și mulțumim și lăudăm pe El,
pentru că cu bun cu noi și împărător, slăbit să fie numele. Psalmul 14 și 15. Aduc jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Cheamă-mă ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Amin.
berzării, de n-aș fi salvat prin har. Dimineața bunătatea, noapte prin Gioșia, în zmenii cu zecicoare, paruta, în sunetele arfei, că și tu mă vestești lucrurile tale, Doamne, și când de veselie, când prea cum lucrare, slăvit să fie Domnul. Ridică pe picioare și să cântăm de veselie, că vedem lucrarea Dumnezeu, Domnule, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvântează, ne cumpărăm în nădejdea scapă de Dumnezeu. Dau citire Psalmul 91, de la versetul 9, în jos, după care ne rugăm pentru familiile noastre, rugăciunea aceasta, așa că stăm pe picioare, ca Dumnezeu să lucreze El, să lasă pacea, binecuvântarea Lui în familiile noastre. Este nevoie? Ce zice? Da. Amin. Dumnezeu să aibă milă din noi și să ne binecuvânteze. Psalmul 91 cu 9 în jos. Pentru că zici, Domnul este locul meu, iar de post și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea, nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o orgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerul să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să dovești piciorul de pe piatră. Vei păși peste lei, peste năpârși, peste... Vei păși peste lei și peste năpârși și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi proti că își cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el într-o înturare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Amin.
Întotdeauna și să le vrem după ea. Dumnezeu să ne ajute și El să ne binecuvânteze. Ne ridicăm pe picioare într-adevăr rugăciunea și rugăciunea aceasta ne rugăm pentru cei bolnavi. Și a doua parte ne rugăm pentru țara noastră, pentru pacea din țară, ca Dumnezeu să lasă pacea Lui și binecuvântarea Lui. Slăviți să fie Domnul nostru. Pentru că așa am citit aici în Psalmul 91 cu 15, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi când în trâmbturare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Slăvi să fie bunul Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Și voi da citire din Psalmul 89, de data aceasta, după care mergem pe genunchi și mulțumim Domnului pentru harul Lui și pentru îndurarea Lui. Slăvi să fie Domnul. Psalmul 89. Voi cânta întotdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta. Că zic, îndurarea are temelii veci, ce tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul. Iată că am jurat robul meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie. În veci îți voi așeza scaunul de domnie. Amin. Noastră Domnului. Așa am cântat. O inimă tu ai, tu ai vrea să le predai Dumnezeu să ai grijă de noi, să ne prezentăm cu totul Domnului, bratul Lui și El să ne poarte de grijă. De aceea rugăm pe El să rămână cu noi și El să ne binecuvânteze ziua aceasta. El să lasă harul Lui și pacea Lui peste biserica aceasta și peste familie noastră, peste viața noastră, de acum și până în viață, așa cum spune Sfântul. Dumnezeu să ai grijă de noi. Prin fratele Tonică și în urmă, sora Gerina, mulțumim Domnului pentru îndurarea Lui și rugăm pe El să rămână cu noi. Amin. Să-l crezi, nu pare să-l crezi.
iubire e răbdare, o viață nouă e dorul ta. E prețul e care l-a plătit de sus pentru viața ta. Ce-a fost dată pentru omenire pe pământ, ce-a avut mai scumpă dată pe singurul să fiu cel sfânt. Și astăzi în al lui iubire așa cum e, prietene care n-ai pe nimeni, deschide-ți inima ca să-l primești. Iubire, iertare, o viață nouă e dorul ta. Viața ta, iubire, iertare, o viață nouă e dorul ta. E prețul pe care l-a plătit de sus pentru viața ta. L-a plătit Iisus pentru viața ta. Nici o zi nu e fel, fiindcă totul e în schimbare. Frunzele verzi ruginesc după ce toamna apare. Chiar de 4 ori pe an își schimbă alura pomul. Însă dintre toate acestea, cel mai schimbător e omul. Dacă s-ar schimba și omul, când începe primăvara, l-ai lăsa să înflorească și l-ai căuta doar vara. Dar pe om să-l dibuiești, o să-ți fie foarte greu. Fiindcă omul, dragii mei, se schimbă instantaneu. Dacă azi v-ați despărțit, dându-vă mâină de pace, mâine poate îți va zice, lasă-mă te rog în pace. Dacă te-a oprit în prag și ți-a spus să nu mai pleci, mâine poate îți va zice să nu mai cauți în veci. Poate că l-ai ajutat de 10 sau 100 de ori, poate ca să-i fie aproape de-ai trezit adesea în zori, poate pentru el la tine sau la alții e renunțat, însă la prima greșeală tot bine s-a uitat. Nu mai privi către om cu așa mare mirare. În Biblie se spune clar, doar în Domnul nu-i schimbare. Ieremia e și azi extrem de convingător, când te face blestemată de crezi într-un muritor. Mai bine este să cauți la Domnul un adăpost, să te încrezi într-un om n-are niciun fel de rost. Încrede-te în Domnul din toată inima și nu mai privi, frate, spre fața altuia. Am cunoscut mulți oameni care s-au schimbat și am avut mulți prieteni care m-au trădat, dar am o datorie ca fiul de Dumnezeu, orice mi-ar fi făcut, să iubesc mereu. De pe acele
Voce mai mereu, nu pot tot timpul, dar aș vrea.
când face viața foarte grea. Când fratele s-a realizat, eu-ul meu s-a supărat și mi-a zis ca un Michel, lăsai mai mult ca el. Când nu am avut dreptate, eu mi-a zis că nu se poate, că am greșit să recunosc, că nu cumva să pare prost. Când am vrut să mă smeresc, mi-a zis să mă potolesc. Umilința îmi zice în gând, că-i pentru oameni de rând. Când te duci la adunare, privește la fiecare și zice că, după fapte, tu ai fi cel mai sfânt frate. Și tot ascultând de eu, a cântat de Dumnezeu, fiindcă eu afirma că pe toate le știa, însă nu știa săracul că mai ușor găsești apul într-un car după vreun pai decât găsești eu în rai. Era în veșnă nespus, nu se gândea că Iisus ar putea oricând veni și l-ar putea osândi. Eu, ce dușman adevărat și ce greu de duplecat, dacă îi dai puțin curaj, face cerului baraj. Fraților, să ne răstignim toți eu-ul, că-și nu e de Dumnezeul ce-a murit la Golgota pentru vina mea și a ta. Nu te face înțelept, singur, fără niciun drept. Poate știi multe, dar, frate, doar Domnul le știe toate. Răstigniți-l, dar pe eu, și priviți la Dumnezeu, fiindcă doar El, frați iubiți, ne va face mântuiți.
societate de scăpare, ajutor și alinare la necar. Din groapa cea adânică m-a pus să stau pe stânică mâna lui. Și-n turnul de scăpare, fericit când o cântare Domnului, trăiască Domnul, El este stânica mea, în care mă aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. Amin. Haideți să ne ocupăm locurile și înainte de a încerca să vă dăruiesc gândurile pe care le-a așezat Dumnezeu în mintea mea. În urma citirii acestor versete, aș vrea să spun tuturor celor ce sunt aici, să știți și să fiți convinși, nicio rugăciune nu este o rugăciune pe care Dumnezeu să nu o ia în seamă. A vorbit cuvântul lui Dumnezeu astăzi, în dreptul fiecăruia dintre noi, pentru că părinții își așteaptă copiii, copiii își așteaptă părinții, soții, soțiile își așteaptă partenerii de viață, să se întoarcă la Dumnezeu. Ca să nu credeți că acest Dumnezeu este un Dumnezeu care uită și își lasă copiii fără nădejde, să știți că aici, în biserica aceasta, stau mărturie mulți dintre noi, care a avut harul ca după mulți ani de rugăciune să-și vadă perechea, soțul sau soția întors la Dumnezeu. Atât de mare e Dumnezeu iubirea sa pentru rugăciunile tale, încât chiar în ultima clipă a vieții poate să-l aducă pe cel sau pe cea pentru care te-ai rugat. Și poate, și o mărturie adevărată și reală este aici, în biserica aceasta, că unii care s-au întors la Dumnezeu au avut harul să fie aleluia, întorși de iubirea lui Dumnezeu după ce cel sau cea care s-a rugat pentru ei să fi trecut din viața aceasta. De aceea, frații mei, surorile mele, rugăciunea e putere. E puterea care îl mișcă pe Dumnezeu. E rugăciunea pe care tu trebuie să îi aduci înaintea lui Dumnezeu fără să fii deznădăjduit, fără să te simți doborât de ceea ce se întâmplă în viața ta și să te rogi lui Dumnezeu cu credință, căci chiar dacă vor trece ani,
vor trece zile, vor trece un timp îndelungat, Dumnezeu a luat aminte și va face ca ceea ce ai cerut tu pentru bucuria sufletului tău să se desăvârșească, chiar dacă ar fi cumva să treci din lumea aceasta, pentru că Dumnezeu este Cel care ascultă, ia aminte și împlinește rugăciunile făcute, aleluia, de cei care se iubesc. Iubirea e una din puterea, aleluia, cuvintelor rugăciunii tale adresate lui Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie El în veci de veci. Nu aș vrea în această zi de sărbătoare să vă vorbesc prea mult din aceste cuvinte pe care le-am citit de foarte multe ori. Am avut un timp în care ne-am rugat împreună la o anumită oră și citeam din Cuvântul lui Dumnezeu și așa a dorit Dumnezeu să existe momente în care El mi-a tras atenția asupra unor cuvinte, le-am notat și încerc să vi le aduc și vouă, încercând ca ceea ce ar fi dorit Dumnezeu să ne spună, să pot să le rostesc în numele iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Sigur, versetul 1, versetul 2 și versetul 3 până la urmă, oameni, nu ne spun lucruri foarte deosebite, niște lucruri atât de impresionante încât ar trebui să vorbim despre ele. Sigur că ceea ce scrie Luca în aceste trei versete sunt niște adevăruri dureroase, niște răni ale bisericii pe care le-a provocat lumea din jur, pentru că iubea, aleluia, lumea, oamenii iubeau lumea și nu iubeau pe cei care îl căutau pe Iisus și de aceea spune cuvântul, pe mulți i-a chinuit, pe Iacov l-a ucis și chiar dorea până la urmă oameni să facă același lucru și cu Petru, unul dintre cei mai puternici stâlpi a bisericii, gloria lui Dumnezeu. Și sigur că am stat și eu și poate și voi vă întrebați de ce am citit eu cuvintele acestea. Oare de ce Dumnezeu ne-a dorit să ne ațintim puțin privirile asupra acestor cuvinte și vă spun că ceea ce am găsit și sigur că ceea ce Dumnezeu a dorit să vă aduc astăzi înaintea voastră este acea ultima propoziție din versetul 3 care spune erau zilele praznicului azimilor. Până la urmă urmei, această afirmație pare a fi cumva ne la locul ei, dar tocmai aceasta este frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, că ceea ce se pare că nu e tocmai acolo unde ar trebui să fie, le-a așezat Dumnezeu pentru ca prin ceea ce vrea El să ne transmită prin cuvântul Său, noi să primim îmbărbătare, întărire și binecuvântarea dragostei lui Dumnezeu. Sărbătoarea azimilor e o sărbătoare pe care Dumnezeu a așezat-o în poporul Său încă atunci când erau în Egipt. Sărbătoarea aceasta avea un început și avea un sfârșit. Începutul sărbătorii era cu o zi de sărbătoare. Sfârșitul era cu o zi de sărbătoare. Și între cele două sărbători, poporul lui Dumnezeu trebuia să se hrănească cu o anumită mâncare. Și pâinea pe care consumau ei în acele 7 zile nu era orice pâine, era o pâine deosebită pe care a poruncit-o Dumnezeu cu care să se hrănească, că doar astfel puteau să-și păstreze, nu? Relația cu Dumnezeu, șansa să fie a lui Dumnezeu. Și m-am gândit în dreptul meu și mă gândesc că și pentru voi cred că este valabilă ceea ce această afirmație despre care Dumnezeu vorbește. Viața ta cu Dumnezeu a început cu o zi de sărbătoare. E adevărat? N-a fost mare bucurie când Dumnezeu te-a chemat și ai mărturisit în fața oamenilor că vrei să fii copilul lui Dumnezeu? N-a fost o sărbătoare deosebită nu pentru cei care se uitau la tine și se bucurau de încă un mântuit al cerului, ci pentru inima ta care a găsit împăcarea, pacea și bucuria cu Dumnezeu și ai avut această îndrăzneală să spui înaintea oamenilor de azi, eu sunt al lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Și a urmat o viață
Pentru unii poate mai scurtă, o viață mai lungă pentru alții. Pentru unii 40 de ani, pentru alții mai puțin. Anii vieții tale sunt numărate de Dumnezeu. Nu coincid nici cu vârsta ta, nu coincid nici cu zilele pe care le trăiești de la această sărbătoare al întoarcerii tale către Dumnezeu, nici cu zilele când vei pleca în ceruri împreună cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu numără zilele acelea, dar aceste zile, începând din ziua aceea de sărbătoare al întoarcerii tale, începe o călătorie. O călătorie nu uita. Așa cum au fost evrei, binecuvântați de sângele salvării pe care Dumnezeu le-a dăruit în mielul acela pe care a înjunghiat fiecare și s-a folosit de sângele lui tu în sângele celui sfânt. Ești binecuvântat și călătoria ta prin pustiul lumii acesteia. Nu contează că e un an, nu contează că o săptămână, trei zile sau câteva luni, e o călătorie cu Dumnezeu, pentru că te-a pecetuit Dumnezeu cu sângele Său și ți-a păgăduit că în nisipul deșertului vieții tale, în necredința munților care stau înaintea ta, El este cu tine, așa cum a fost cu ei. A fost împreună atunci când era necazul mare, Dumnezeu era și în față, era și în spate, se apără atunci când nu mai exista nicio șansă. Murmurul tău înaintea lui Dumnezeu a fost auzit în cer și ce-a făcut Dumnezeu? Ți-a dat hrană slăviță pe El, ți-a dat pâinea din cer, cuvântul Său, ți-a dat acea carne a preperițelor care au căzut din cer ca să te sfătezi atunci când ai dorit o mâncare mai deosebită și și-a trimis slujitori să-ți vorbească despre măreția slavei sale și te-ai bucurat cu rana în gură, slăvit să fie numele Lui, pentru că El vrea ca această călătorie a ta să nu aibă un sfârșit în nisipurile mișcătoare ale deșertului. El nu vrea să te pierzi acolo, ci să fii totdeauna încredințat că între tine, aleluia, și vrăjmașul tău, între tine și vrăjmașul care te urmărește, există un Salvator, glorie numele Său. Există totdeauna un picior care calcă alături de tine pe calea mântuirii tale. E Iisus, glorie Lui, slăviță pe numele Lui. De aceea Dumnezeu ne spune, a intrat în această sărbătoare, păstrează curăția ta. Cum? Mazinile, fără aluat, știi ce ne spune? Că nu există păcat. Și ai putea să spui că în viața ta nu există păcat. Că ai consumat numai mazinile curăției pe care ți-a dat Dumnezeu. Dar știi ce este? Cea mai frumoasă, cea mai binecuvântată, dacă vreți, grozăvie al iubirii lui Dumnezeu, că știindu-te păcătos, știindu-te Dumnezeu, că, aleluia, că cel care calci de multe ori voia Lui în picioare, acest Dumnezeu te iubește, te are totdeauna în vedere iubirea Lui, niciodată nu te va lăsa, ci va lăsa sângele Lui să curgă peste tine, să fii binecuvântat și iertat de fiecare greșeală ta, dacă ai curaj să mărturisești înaintea lui Dumnezeu că ești cel care, aleluia, cu voia sau fără de voia, a greșit înaintea dragostei lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu se întoarce spre tine și își varsă, aleluia, în iubirea Lui, acel sânge fără de vină, pentru că în care ai fost răscumpărat, iertat, curățit și spălat pentru veșnicia slavă lui Dumnezeu. Săptămâna azimilor a început în ziua când ai pășit în apa mărturiei înaintea lui Dumnezeu. Și știi când se va termina? Se va termina într-o sărbătoare veșnică. Se va termina, aleluia, această sărbătoare a azimilor, vieții noastre, acolo sus în ceruri, cu Dumnezeu, aleluia, la dreapta ta, cu Iisus Hristos, stând împreună cu tine, bucurându-se de măreția, aleluia, iubirii Lui pentru tine. El e Salvatorul tău, El e Mântuitorul tău. Tu nu poți în lumea aceasta să faci altceva nimic decât să-i accepți voia, să spui, Doamne, sunt al tău și vreau. Și vreau să împlinesc voia ta. Și atunci când greșesc, Doamne,
Vreau să am puterea de a-ți cere îndurare și iertare și El cu siguranță ți-o va da. Ce trebuie să facem? Ce ar trebui să facem în această călătoria noastră de a ne întâlni cu cerul? Este în viața noastră urgentă nevoie, dacă vedeți tot ceea ce se vorbește, despre tot ceea ce se cântă, se spune în poezii, se vorbește din Cuvântul lui Dumnezeu, e nevoie ca stăruința noastră în dragoste să fie desăvârșită. E obligatorie în călătoria aceasta, dacă vrei într-adevăr să sărbătorești sărbătoarea aceasta, trebuie să sărbătorești în dragoste, împreună, în unitate, cu cei care așteaptă aceeași desăvârșire ale în viața lor, al iubirii lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, dacă trăiești în fiecare zi cu această așteptare al revenirii lui Iisus Hristos, știți că Iisus pe cruce a spus s-a sfârșit, dar știți că din momentul acela Biserica lui Dumnezeu, știți ce strigă? Împreună cu Duhul lui Dumnezeu, Apocalipsa, sfârșitul cărții Apocalipsei spune și Duhul și Mireasa spun vino. Oare aceasta este toată esența trăirii noastre, al căutărilor noastre pe pământul acesta? Aceasta este dorința cea mai sfântă al inimilor noastre, împreună cu Duhul lui Dumnezeu să strigăm necontenit vino. Vino, Doamne Iisuse, vino Tu, pentru că doar Tu vei fi mântuirea cea adevărată și sfântă al vieților noastre. Dar până atunci, Domnul Iisus ne-a lăsat acest har al părtășiei cu El, în orice zi, în orice clipă, săptămână după săptămână, vii în locul acesta, te pleci pe genunchi, te rogi, îi gândi lui Dumnezeu, îi dai slavă măreției sale, dar parcă, aleluia, ca la cina Domnului, niciodată nu te întâlnești cu El. De ce? Pentru că îl vezi cu ochii credinței aici, în, aleluia, în pâinea aceasta, îl vezi cu ochii credinței, în rodul viței, pe Cel ce s-a dat pe sine însuși pentru tine. Și cina Domnului e totdeauna mărturia noastră înaintea lui Dumnezeu. Vine Iisus slăvit să fie numele Lui, că nu și-ar fi dat viața dacă nu ar fi trăit în această făgăduință a revenirii Lui, glorificat să fie El în vecii vecilor. Îi mulțumim Domnului pentru harul și dragostea sa. Îi mulțumim pentru binecuvântările sale și dorința noastră sfântă și binecuvântată este să avem totdeauna încrederea că la cina Domnului ne întâlnim cu El. Pentru ce? Pentru că vrem și dorim din toată inima noastră să fim cu El odată sus în cerul, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului în veci de veci. El este Dumnezeul mărturisirii noastre. El este Dumnezeu pe care îl așteptăm. Și dacă îl așteptăm cu speranță și cu nădejde, vine ziua ca cei care cred se vor înălța spre ceruri și vom fi veșnic împreună cu El, glorificat să fie El în vecii vecilor. Haideți să ne ridicăm în picioare, ne apropiem de cina Domnului. Voi citi din Luca, din capitolul 22, două versete, după care ne vom duce cu toții pe genunchi și în îndurarea iubirii lui Dumnezeu, ne vom pleca înaintea celui ce este veșnic, vom mărturisi dorința noastră de a ne elibera de orice povară, pentru ca El să ne îmbrădicească, să ne apropiem de trupul și sângele Lui. În urma rugăciunii, în comun, împreună, voi cere binecuvântare peste pâine și peste rodul viței. Amin. Apoi și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu, care se dă pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce am mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând, acest pahar este legământul celor făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin.
scris de către Apostolul Pavel în tia sa epistolă către Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23, cei ce s-au hotărât să împărtășească din trupul și sângele Domnului vor rămâne în picioare, dar ceilalți alergă cu puterea iubirii lui Dumnezeu, cu gândurile noastre îndreptate spre cei ce nu se vor împărtăși, ca Dumnezeu să le deschide inima și gândurile să poată să primească această iubire al Harului lui Dumnezeu. Se vor așeza pe bancă și vom cânta împreună spre gloria Domnului o cântare. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și veți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin.